Haideți să vă spunem tuturor bun venit la Casa Domnului. Vă invităm pe toți și pe cei din hall și pe cei din spate, chiar dacă locul nostru favorit e acolo în spate. Astăzi, dacă vreți, vă invităm puțin mai în față, suntem mai puțini, haideți să fim mai aproape unii de alții, să ne aprindem unii de la alții, poate la închinare, la predică. Ne bucurăm din nou să fim în Casa Domnului. Este o zi specială, o zi în care ne vom apropia într-un mod deosebit de Domnul, nu doar prin închinare, cum o facem în fiecare duminică, dar și prin actul cinei Domnului. De aceea, haideți să ne eliberăm de toate gândurile de peste săptămână, de toate problemele de la servici, de toate amintirile mai plăcute și mai neplăcute și să ne concentrăm atenția în a lăuda pe Dumnezeu în această seară. Vom începe să lauda noastră cu cântarea care spune: inima mea tânjește după curțile tale. Iată că în seara aceasta curțile Domnului este chiar locul acesta în care ați venit și inima mea a tânjit după locul acesta. De două săptămâni aproape nu ne-am întâlnit și eu am așteptări mari de la Dumnezeu în seara aceasta. Sper că și dumneavoastră aveți și o să-L lăsați pe Dumnezeu să vă umple inima și să vă bucurați împreună cu noi în această seară. Inima mea tânjește. Inima mea tânjește după curțile tale, sufletul meu suspină după al tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii-mi plâng de încetat. Privesc, privesc pe locul sunt, ca să-ți văd puterea.
Haideți să-i spunem că-L iubim și într-o primă rugăciune în această seară, așa cum am cântat, Doamne, așteptăm, stăm în așteptare să primim răspunsul Tău, cu credință, bazați pe cuvântul Lui. Haideți că în această seară să ne deschidem inimile, ca El să intre și să ne apropie de El într-o rugăciune comună, o rugăciune de laudă, o rugăciune de adorare, o rugăciune în care să rugăm pe El ca prin Duhul Lui Cel Sfânt să umple locul acesta, să umple inimile noastre, să ne umple pe toți cu foc. Ne rugăm cu toții. Doamne, stăm înaintea prezenței Tale și îți mulțumim pentru această zi minunată, Doamne, că putem să fim împreună, Doamne, în părtășie. Doamne, îți mulțumim în această zi că Tu ne-ai strâns pe toți împreună prin jertfa de minunare. Slavă Ție și Lumina lumii, prezență divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos ne-ai creat pentru tine, speranță ne-ai dăruit.
because you were forsaken. Dragi frați și surori, dragi prieteni, aș vrea să citesc câteva cuvinte pentru următoarea rugăciune și credem că Bunul Dumnezeu ne ascultă. Am fost răscumpărați prin sângele mielului, fiecare dintre noi ne puteam afla acum, eu știu, pe niște cărări dubioase, poate cu o injecție în mână, în vene, eu știu fiecare pe unde, poate pe un pat de spital, poate în alte condiții, dar uitați, dragostea Domnului ne-a cuprins pe toți. Slăvit să fie numele Domnului și astăzi suntem răscumpărați și chemați la mântuire. Aș vrea să citesc 3 versete de încurajare, iar apoi să ne rugăm. În Daniel capitolul 10 cu versetul 11, uitați ce frumos spune Biblia. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. Era în prezența Domnului. I s-a arătat un înger și stătea acolo Daniel tremurând în picioare. Și uitați ce spune Biblia. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi
când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Daniel și-a pus inima să se smerească înaintea Domnului, să stea în post, în rugăciune și Domnul a ascultat și a venit la el și a spus: Daniele, nu te teme de nimica, stai în picioare și nu te teme. De multe ori avem și noi nevoie de acest mesaj, să stăm în picioare și să nu ne temem că Domnul este de partea noastră. Zic, slăvit să fie numele Domnului. Vin tot felul de vești rele, de războaie, de cutremure, de tsunami, cade blocul, cade cutare, cade peste tine noaptea în Florida, te duci la hotel și tot blocul cade de sus până jos, te face sandwich, nu mai ești viu. Tot felul de vești rele. Dar uitați ce spune cuvântul Domnului în aceste zi. Daniele, nu te teme de nimic. Slăvit să fie numele Domnului. Aveți nevoie de un cuvânt de încurajare? Pune-te în locul lui Daniel. Spune cuvântul tău. Adriane, Ionele și cine ai fi, nu te teme de nimic, căci Domnul este cu tine și Domnul îți ascultă rugăciunea. Haideți să venim cu o rugăciune înaintea Domnului în care să ne mărească Domnul încrederea în El. Să izgonească Domnul duhul de frică, duhul de apăsare. De asemenea, aș vrea să ne rugăm pentru cei care sunt loviți de COVID. Am înțeles că și fratele Viorel are COVID, băiatul lui este la spital, fratele Benny. Haideți să ne rugăm pentru cei alți frați din comunitate, am înțeles că au COVID. Haideți să ne rugăm ca protecția Domnului să fie în jurul nostru. Domnul să ne protejeze, pe cei bolnavi Domnul să-i ridice. Vă mărturisesc că dacă aș fi 2 săptămâni pe pat, nu mi-ar plăcea. Dar mă rog acum pentru protecție. Mă rog ca Domnul să ne protejeze pe fiecare dintre dumneavoastră și pe copii, pe nepoți, pe toți. Doamne, pune un zid în jurul nostru. Pune, Doamne, îngerii Tăi să ne păzească și noi să avem o atitudine de încredere și de credință. Haide să mergem într-o rugăciune înaintea Domnului. Doamne, stăm înaintea Ta în aceste momente și ne bucurăm, Doamne, pentru Daniel. Ne bucurăm, Doamne, că Tu ai lucrat în viața lui, Doamne, chiar în momentul în care s-a temut și a fost, Doamne, îndoielnic. Tu i-ai vorbit în cerul de-a Ta și a spus: Daniel, nu te teme, nu te teme de nimica, Doamne, și tu. Righteousness for me stands in my defense. Jesus is your blood. Remember to sing with us about His blood tonight. Your blood. Your blood speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth. Speaks righteousness for me stands in my defense. Jesus is your blood. His blood can wash away your sin. What can wash away our sins? What can make us whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Yes, Lord. What can wash away?
one more time. What can wash away our sins? What can make us whole again? Only through your blood. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Amen, amen. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim echipei de închinare. Aș vrea numai să fac un anunț. Iar apoi, așa cum știți, săptămâna trecută nu am avut serviciu divin pentru că am fost în camp și am avut un timp binecuvântat. V-am simțit lipsa celor care nu ați fost împreună cu noi. Ne bucurăm să vă revedem pe toți și Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, salutăm și pe cei care ne urmăresc pe undele internetului. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră cu multă, multă sănătate. Aș vrea să anunțăm conferința și să anunț conferința de familii pe care o să o avem în luna aceasta septembrie, în ultimul weekend din această lună. Este în data de 24 vineri și data de 25 sâmbătă. Vom avea ca invitat pe fratele Crinișor, Ștefan, din California. Vă rugăm să veniți cu toții, să ne putem bucura împreună și să avem un timp, să avem un timp binecuvântat. Să putem să ne conectăm, să învățăm mai multe din cuvântul Domnului. În această zi vom avea și cina Domnului, ne vom bucura la cina Domnului împreună și fratele Nuțu va aduce în această zi cuvântul. Aș vrea să vedem un mic video pe care l-am pregătit din camp. Am fost acolo împreună și am pregătit un mic video. După acest video aș vrea să rog echipa de închinare să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Bucătărie. Hi Simona. Hi. Hello. Hi Tushi. Hello. Fratele Sebi gătește burger. So, hello Sebi, cine ceva? Hello. Bun. Hello. Deci a surorile la bucătărie, vă salutăm. Și Corina, hai, we'll be right back.
Amin, cred că a fost o experiență extraordinară și probabil de-abia așteptăm să se repete anul viitor sau de ce nu, poate chiar mai devreme. Vă invit, înainte să ascultăm cuvântul Domnului, să ne mai ridicăm o dată în picioare și în timp ce ne vom închina cu darul nostru de bunăvoie, să ne aducem aminte prin această ultimă cântare a timpului de închinare, că mâna Lui cea tare, care ne-a ținut atunci când am fost biruitor și am fost sus pe munte, este cu noi și când suntem în vale și poate nu vedem lucrul acesta. Cântăm împreună, Dumnezeu puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi, te întărește. Dumnezeu puternic, ce-i cu tine pe munte, binecuvinteze, mă bucur să vă revăd, chiar dacă într-un număr puțin mai mic decât de obicei, vacanțele și unii dintre frați bolnavi, sperăm ca Domnul să-i întărească. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, la capitolul 21, de unde vom citi versetele 4 la 6 și apoi versetul 9 până la versetul 17, un pasaj cunoscut, frumos din Scriptură, pe care Domnul l-a pus pe inimă pentru a vă aduce un mesaj în seara aceasta. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis,
aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Amin. Și vă rog să ocupați loc, să fiți binecuvântați de Domnul și aș dori ca El să mă inspire pe mine și pe voi să vă inspire să savurați acest cuvânt frumos din Scriptură. Dragi frați și surori, cred că nu e o taină, este o realitate pe care o simțim pe pielea noastră. Sunt niște vremuri extraordinare, sunt niște vremuri pe care unii le trăim doar o dată în viață sau o dată la o generație, vremuri neobișnuite. Un calificativ pentru vremurile acestea ar fi că sunt tulburi, sunt niște vremuri tulburi. Și pentru mine confirmarea că această molimă, pe lângă autorii umani pe care nu-i cunosc, are un autor rău de tot, și anume pe Satana, este faptul că această epidemie sădește discriminare și diviziune, divizare între oameni. Deja se împart oamenii în vaccinați și nevaccinați și e o presiune mare asupra unora că de ce nu se vaccinează sau uneori și invers din partea unora. Aș vrea să vă spun că părerea mea este că noi, ca biserică, ar trebui să avem o reacție inteligentă și plină de dragoste în situația aceasta. Inteligența ne învață și ne îndeamnă să privim cu multă circumspecție și să nu judecăm pe unii care se vaccinează, respectiv pe alții care nu se vaccinează. Nu este un lucru păcătos în sine. Dacă cineva crede, după ce și-a făcut lecțiile și a citit că ajută vaccinul și hotărăște să se vaccineze, nu ar trebui să îl discriminăm, să-l iubim ca și înainte. Iar dacă cineva consideră că vaccinul acesta prezintă niște riscuri și nu e bine să-l ia, la fel socotesc că ar fi bine, cu multă dragoste și îngăduință, să nu lăsăm pe Satana să dezbine și biserica. Biserica Domnului Hristos este una și biserica Domnului Hristos este inteligentă, înțeleaptă și plină de iubire. Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat așa. Dragii mei, sub presiunea acestor evenimente, cred că observați toți că libertățile bisericii nu cresc, scad. Observați lucrul acesta? Eu cred că se întâmplă sub ochii noștri și îl observăm. De aceea, cred că imperativul acestor vremuri este ca noi să ne apropiem tot mai mult de Domnul, să fim tot mai aproape de Domnul. Dragii mei, când Ioan a scris Evanghelia lui în jurul anului 90 după Domnul Hristos, Evanghelia aceasta a fost scrisă după celelalte trei evanghelii numite sinoptice și unul din lucrurile care este particular, care este specific Evangheliei după Ioan, este că Ioan Apostol pune un accent extraordinar pe dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, el pune accent mare pe faptul că
dumnezeirea aceasta nu se întâmplă undeva în vid, în vid și dintr-o dată, ci ea este afirmată și venirea lui Iisus ca Mesia și ca Fiul lui Dumnezeu este afirmată de prorocii Vechiului Testament și face parte din planul etern al lui Dumnezeu, care a avut de la creație, de la începutul începutului, cuvântul, adică Domnul Hristos înainte de întrupare, era lângă Dumnezeu Tatăl, întocmind lumile, slăvit să fie El. Acest lucru îl prezintă în mod glorios Ioan. Și am ales pasajul acesta, cum spuneam, ca să ne inspire să ne apropiem mai mult de Domnul în vremurile acestea și titlul mesajului meu este Micul dejun cu Iisus. Și dacă se poate, deja s-a și afișat și mulțumesc mult fratelui Cristi. Dragii mei, primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici este sub forma unei afirmații directe și aplicative. De obicei, las concluziile și aplicațiile la urmă. De data aceasta voi merge pas cu pas și fiecare punct pe care vreau să-l menționez este un îndemn să-l aplicați și să-l aplic și eu. Și anume, Domnul ni se descoperă într-un mod care risipește îndoiala, dragii mei, risipește îndoiala. Domnul nu vrea să avem îndoială. Dacă ne întoarcem atunci în trecut și ne dăm seama că în zorii zilei, după ce cutreieraseră cu corabia pe Marea Tiberiadei, pescari buni, Ioan și Petru, erau pescari de meserie, se pricepeau și cu mâinile goale, cu mrejele goale, cu stomacul flămânzit. În zori de zi, cineva de pe țărm stătea acolo lângă foc și strigă la ei, hei copii! Aveți ceva de mâncare? Nu, i-au răspuns ei. Și el a zis, nu aveți, nu-i nimic. Aruncați mreja în partea dreaptă și o să găsiți. A strigat de departe. Aruncă mreja și mai să se rupă mreja, plină de pești mari. 153 parcă de pești mari, plus cea mai micuți pe care nici nu am mai numărat. Dragii mei, în momentul acela, dacă mai era treia arătare a Domnului Iisus și dacă mai era o umbră de îndoială în apostoli, ea s-a risipit. Domnul li s-a descoperit, Domnul li s-a revelat, Domnul li s-a arătat în așa fel încât îndoiala lor să dispară. De ce? Le vorbea pe limba sau limbajul pescăresc. Încă de la începutul prieteniei lui Simon Petru și a lui Ioan și a lui Andrei și a celorlalți care erau pescari și care erau prietenilor cu Iisus, încă de la începutul acestei prietenii, în Luca, în capitolul 5, puteți să găsiți versete 3 și 8 până la 8, puteți să găsiți acasă și un pasaj frumos cu pescuirea minunată. Pentru prima oară când ei au luat contact pe linia aceasta, misiunea lucrării apostolice a lor și a lucrării salvatoare, mesianice a Domnului Iisus Hristos, pentru prima oară când ei au luat contact în felul acesta, a avut loc o pescuire minunată. Atunci, după ce Domnul Iisus a împrumutat corabia lui Petru și cu el, cu Petru și cu ceilalți, a ieșit puțin afară, că îl îmbulzeau mulțimile, le-a propovăduit Evanghelia mântuirii dintr-o perspectivă minunată, le-a spus despre împărăția lui Dumnezeu, le-a spus despre salvare, le-a spus de apropierea de Dumnezeu, care și noi avem nevoie în ziua de astăzi. După ce s-a terminat predica și mulțimile au ascultat uimite, sufletul lor s-a deschis spre ceruri, spre Dumnezeu, prin cuvântul Fiului de Dumnezeu care le predica. Și după ce a terminat, i-a spus lui Petru, acum aruncă mreaja pentru pescuire. Și când au scos-o, au trebuit să-i ajute și alții să nu se rupă mrejele atâția pești. Și atunci ce a spus Petru? Atunci la început, în Luca 5 și în celelalte evanghelii putem să căutăm. A spus, Doamne, s-a pus în genunchi Petru și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un păcătos. Adică, el a văzut că Fiul lui Dumnezeu, el a înțeles deja că de la Dumnezeu e ceva sfânt, ceva nemaipomenit. Acest om care i-a spus lui pescarului să arunce și așa pescuirea au făcut. Asta s-a întâmplat atunci. Și acum când în zorii zilei erau puțin cam dezamăgiți cu burtica goală, cu corabia goală, mergeau acasă cu mâna goală. Când s-a întâmplat din nou, s-a risipit orice urmă de îndoială. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, face la fel și azi.
Când ți se descoperă El, îți risipește îndoiala. Așa ți se descoperă. Dacă ai îndoiel și ești sincer și îl dorești și îl cauți, tânjești și suspini după El, Domnul îți va vorbi pe limba ta. Dacă ești elev la școală, îți va descoperi ceva la școală, de te vei minuna și vei vedea că e degetul dumnezeiesc. Dacă ești la un job și intri într-o încurcătură și nu știi cum să o scoți, să rezolvi problema aceea tehnică, vine Duhul Sfânt, fiindcă Domnul Iisus vrea să fie descoperit și Duhul Sfânt vrea ca El să fie descoperit oamenilor. Și ți se descoperă tainic exact prin meseria ta și strigi de bucurie înaintea Domnului. Și dacă ești un om de afaceri și s-a încurcat bugetul și îl cauți și nu știi și ești dezamăgit și ești confuz ce să faci, dacă stai la micul dejun cu El, cu Iisus, și îi vorbești și îți vorbește, va veni rezolvarea în limbajul tău de om de business. Dragii mei, background-ul meu, cum se spune, sau meseria de bază, cum se spune în românește, este electricitatea, electrotehnica. Și mie, dacă aș fi confuz și aș fi descurajat și aș fi poate deprimat și n-aș mai ști, Doamne, Tu nu-mi vorbești, Doamne, Tu nu mă cauți, și aș lucra la un... la un corp de iluminat, la un grid din acesta care iluminează. Aici sunt mai mult can lights, dar sunt din acelea care au balast, și chiar și acestea unele au balast înăuntru, și pun aparatele pe el. Pun aparatele pe el și măsor și văd, balastul acesta e gata, e ars, e caput, nu mai e bun, trebuie să-l schimb. Și dacă pe când eu aș desface contactele și încep să lucrez la el, mi-apare un străin și îmi spune, hei, domnule, uite, fă-mi un favor, nu-l înlocui încă, mai pune odată contactele înapoi. După ce eu l-am verificat, mirosea a ars, îl măsor și ars și vreau să-l schimb. Și îmi spune, te rog eu frumos, m-aș uita la el dacă are o prezență plăcută și decentă. Și să zic, hai să-l pun, să vedem ce o mai fi și asta. Și când îl pun, dintr-o dată văd că nu mai e negrit și când conectez lămpile, arde în plin și luminează în plin. Ce aș zice eu? Pe limbajul meu aș zice, omul acesta este cineva deosebit, omul acesta are de la Dumnezeu ceva, poate un mesager, un trimis al lui Dumnezeu. De ce? Mi-ar vorbi în limbajul meu. Cam așa a fost cu pescarii atunci. Le-a vorbit în zorii zilei pe limbajul lor și ei au înțeles. Au înțeles că este cu adevărat Iisus. Dragii mei, și astăzi Domnul procedează la fel. Nu ezita. Atunci când ești încurcat, atunci când ești dezamăgit, atunci când n-ai prins nimica, îți alunecă printre degete toate lucrurile, ba poate ești și cumva marginalizat, te simți într-un fel sau izolat sau singuratic. Dacă te apropii și vrei să ai micul dejun cu Iisus, îți va vorbi în limbajul tău. Îți va vorbi în limbajul cel mai potrivit în vremea aceea și ți se va descoperi ca Salvator, ca Dumnezeu etern, ca și Mântuitor al tău, ca și prieten apropiat al tău. Așa a făcut atunci și Iisus face și astăzi la fel. În al doilea rând, aș vrea să desprind din textul acesta pentru voi și pentru mine faptul că invitația la masă este pentru toți, dar Domnul dorește un dialog. Dacă citim în versetul 15, Iisus a apropiat, versetul 15, după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia, dragii mei? Simone, fiul lui Iona, e ca și cum fratele Adi sau altcineva de aici mi-ar spune mie, frate Nuțu Crișan. Una e când spui frate Nuțu, e mai familiar, și când spui frate Nuțu Crișan sau frate Adrian Ghiduc, deja dă o greutate, deja îți spune că e ceva serios acolo, trebuie să iei aminte mai mult decât de obicei. Domnul Iisus în timpul dejunului, dejunul acela a fost fermecător, dragii mei, a fost foarte fain. Gândiți-vă, erau deja flămânzi, erau obosiți de vâslit, că pe vremea aceea nu aveau motorașe la barcă. Trebuia să vâslească.
Și i-a așteptat Domnul cu pești prăjiți, cu pâine, pâine organică, peștele la fel, nu era crescut de farmă, era pește foarte gustos din Marea Tiberiadei, din Marea Galilei. Toate erau organice, erau foarte sănătoase, o mâncare simplă, dar când ești flămând, mirosul acela de pește prăjit, turtele acelea de, din grânele sau orzul acela, engineered. Nu era, era organic, era de cea mai bună calitate. I-a așteptat Domnul și încă pe deasupra s-au împletit două feluri de pește, aia pe care Domnul Iisus îi avea nu știm de unde, nu știm cum, și a zis, adă și din ăștia care i-ați prins voi. Și au adus și din aceea, au pus și pește aceea pe jeratic, au mâncat și s-au săturat. Și nu cred că a fost mult dialog, era o bucurie mare. Domnul Iisus se bucura că este cu toți ucenicii acolo. Se bucura că este cu ei acolo, dar eu cred că Domnul Iisus cel mai mult dorea și urmărea era faptul că el avea să aibă un dialog cu Simon Petru și Simon Petru avea extraordinar de mare nevoie de acest dialog. Cred că a fost cam tăcut prânzul până acolo, fiecare se bucura, este Domnul, a înviat din morți, este regele nostru, nu-i mai stă nimic în cale, nu-l mai poate Pilat prinde. Nu mai pot să scrâșnească marii preoți. Dușmanii lui sunt dați de rușine. E glorios, este el. Ne-a vorbit, ni s-a descoperit. Îl iubim. Ce bine e să mâncăm micul dejun cu Iisus. Dar la sfârșit, când s-au săturat, forma aceasta mai oficială i-a spus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Dragii mei, Iona, fiul lui Iona, Petru, avea o mare, mare nevoie. El avea nevoie de dialog pentru că el știa că a trădat. El avea nevoie nu numai de dialog să-i vorbească Domnul, el avea mare nevoie să-l ierte Domnul. El era nesigur, toți ceilalți puteau să se bucure, dar Petru făcuse cam de oaie și lepădarea lui și trădarea lui îl durea foarte mult pe el și avea nevoie de acest dialog. Dar aș vrea să spun, dragul meu, Domnul Dumnezeul nostru și Fiul Său minunat, Iisus Hristos, nu se schimbă ca oamenii. Duhul Sfânt din Dumnezeire nu se schimbă ca oamenii. Domnul dorește un dialog, dragii mei. Invitația la masă este pentru toți. Domnul Iisus invită pe toți la masă. Invită la masă în împărăția cea sfântă a Lui pe toți cei care cred în El. Dar invită la masă și așa, în zilele obișnuite, Domnul Iisus este încântat să stea cu noi la masă. Dacă eu La micul dejun îmi place să iau masa cu Daniela, pentru că avem program așa cum îl am eu cu Schimb al Doilea și de multe ori la lunch luăm masa împreună, dar nu chiar întotdeauna, dar seara cina foarte rar. Din cauza aceea îmi place să iau micul dejun cu ea. Și ea întârzie puțin până mă trezesc eu, până putem să luăm micul dejun. Dar aproape când vine odată să pun al treilea scaun la masa noastră unde luăm micul dejun, să zic, scaunul acesta este pentru Domnul Iisus și să ne comportăm când mâncăm și ce vorbim și cum ne rugăm și cum interacționăm, să ne comportăm ca și cum Domnul Iisus este prezent acolo. De ce? Îl dorim să fie cu noi la micul dejun, îl dorim să fie cu noi la lunch, îl dorim să fie cu noi la cină, îl dorim să fie cu noi când conducem mașina și este îngerul lui, ne ocrotește de multe ori, pe mine m-a ocrotit de multe ori, îl dorim pe el și mai mult decât atât, și El ne dorește și dorește un dialog cu noi, dragii mei. Noi când ne rugăm sau când medităm la lucrările Lui, la dragostea Lui, la puterea Lui, în inima noastră se stârnesc gânduri de la Dumnezeu și Domnul ne vorbește și avem dialog cu El, dragii mei. Contați pe lucrul acesta. Domnul îi cheamă pe toți și invită și e bucuros să stea la masă cu noi ca și comunitate sau ca și un grup mai mic sau mai mare sau întreaga biserică. Dar Domnul vrea dialog cu necăjiții.
cu apăsații, cu cei care se cred pierduți, cu cei care se cred că au trădat și nu mai au niciun drept. Domnul vrea să aibă dialog, să le spună, ba da, este iertare, este grație, este întoarcere, este slujire. De aceea vă îndemn să nu descurajați dacă ați căzut și voi sau veți cădea în viitor în categoria aceasta de necăjit, de descurajat, de dezamăgit, de rușine chiar. La Petru i-a fost rușine pe lângă toate celelalte, fiindcă l-a trădat pe Domnul. Dacă sunteți în situația aceasta, îndrăsniți. Invitați-l voi, dacă nu auziți că el vă invită, nu auziți destul de clar, invitați-l voi la micul dejun și veți avea un dialog cu el și lucrurile se schimbă când ai dialog la micul dejun sau la cină sau oriunde cu Domnul Iisus, lucrurile se schimbă. În al treilea rând, el nu e mulțumit cu declarații grandioase, ci preferă slujire smerită și credincioasă. În versetul 17 citim, a treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești, și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Dragii mei, nu cu mult timp în urmă, în Ioan, în capitolul 13, dacă citiți acasă, în capitolul 13, versetele 36 la 38, nu mai citesc ca să nu lungesc mesajul meu, acolo vedem că Domnul era în preajma arestării lui și înainte de arestare, Domnul i-a anunțat că va începe pentru el partea finală și vânzarea și moartea pe cruce, și Petru i-a zis, Doamne, eu voi merge cu Tine la moarte. I-a zis Petru, știți că el era acela care primul sărea și spunea, când l-au întrebat, cine credeți oamenii, i-a întrebat Domnul pe ucenici că sunt eu. Unul ca așa, că ai fi Ilie, că fi prorocul și așa mai departe, dar voi cine ziceți? Cine a țâșnit primul dintre ucenici? Cine? Simon Petru a strigat primul, Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și inspirat de Duhul Sfânt a sărit și a spus cu îndrăzneală lucrul acesta care era foarte adevărat și Domnul s-a bucurat, Domnul, că Petru a rostit cuvintele acestea inspirate de Duhul Sfânt. Dar Petru, așa cum era el hotărât întotdeauna primul, și atunci când Domnul le-a spus că urmează suferințele, patimile sale, el a zis, Doamne, Eu mă duc cu Tine până la moarte. Ce a răspuns atunci Domnul? I-a spus, Petre, tu mai târziu, da, vei merge pentru Mine la moarte, mai târziu. Dar acum tu te vei lepăda de Mine de trei ori până cântă cocoșul. Te vei lepăda de Mine de trei ori. Și la scurtă vreme, citim în capitolul 18 din Ioan, versetele 26 la 27, acolo vedem, așa de jalnic, o slujitoare, o slujnică pe vremea aceea era sclavă, n-avea drepturi, n-avea cetățenie, n-avea green card, n-avea nimica. O slujnică i-a zis, tu ești unul dintre ei, tu, după cum vorbești, după cum arăți, ești unul din ucenicii lui. Și el s-a jurat în fața slujnicei că nu este de-a lui Iisus. Apoi, de alte două ori, Petru a declarat că nu-L cunoaște pe Domnul și apoi a sunat cocoșul. Dragii mei, ce mi-a plăcut mult aici este că Domnul Iisus a găsit o mustrare atât de fină. Mie mi se pare ca un rege că a procedat, cu o mărinimie regească. Să nu-i reproșeze direct, Petre, tu de trei ori, nu odată, și în fața sclavei care nimeni nu bagă în seama, ea poate să spun orice, că mărturie ei și afirmație nici nu contează, că ea e sclavă, ea nu are cetățenie, nu are statut, are un statut subuman, așa era. Vremurile acelea erau niște vremuri critice pentru sclavi și grele. Și tu în fața ei, nici măcar ei n-ai putut să-și tași din gură, treaba mea ce sunt. Ți-a fost frică și de ea și m-ai trădat. Nu i-a spus nimic din toate acestea, nu i-a făcut niciun reproș, dar ce a făcut? Dacă de trei ori s-a lepădat Petru, de trei ori Domnul l-a întrebat, mă iubești?
cea mai mare finețe, o mustrare. Doamne, aș vrea să fiu mustrat de tine totdeauna cu blândețea asta. Tu nu vrei, fratele meu, sora mea, cum vrei să fii mustrat? Când păcătuiești, când trădești pe Domnul Hristos, cum vrei să fii mustrat? Nu i-a spus niciun cuvânt de reproș, dar numărul acela să-l întrebe de trei ori. L-a atins în inimă pe Petru și a dat seama unde bate. Și-a dat seama ce vrea să spună Iisus. Și de fiecare dată Domnul, când Petru îi răspunde, da, te iubesc, îi spune, tu ai de făcut ceva, tu ai o misiune, mielușeii mei trebuie păziți, trebuie păstoriți, trebuie îngrijiți, trebuie vindecați, grijește-i, paște miei mei, apoi paște oițele mele, apoi oile mature și ele au nevoie de tine, Petru, au nevoie. De trei ori l-a trimis să lucreze. De ce? Dragii mei, așa cum spuneam, Mântuitorul așteaptă de la noi nu declarații grandioase, nu, Doamne, eu de acum înainte o să fac pentru tine, o să sparg munții, o să merg pe mări îndepărtate, o să întorc la tine triburile neevanglizate încă, Doamne, eu o să fac pentru tine niște lucruri mari de tot. Nu-i nicio problemă dacă încerci să le faci, dar Domnul nu iubește aceste declarații grandioase. Ce iubește El este o slujire modestă, smerită, dar plină de credincioșie. De aceea Petru putea să zică, Doamne, acum dacă Tu mă reabilitezi, apoi mă pui la mielușei, adică copiii ăștia așa care în școala primară, care ei sunt cam neastâmpărați, ce știu ei, eu cu mai pregătit, mai școlat tu în acești 3 ani și jumătate și acum tu mă pui la copii să umblu după ei, să văd de ei, să îi grijesc pe ei și să-i păstoresc pe ei. De ce nu dai treaba asta? Ar fi putut să zică, n-a spus Petru, de ce? Dragii mei, așa trebuie să fie și lucrătorii și servii lui Dumnezeu din ziua de astăzi. Nici o lucrare nu este prea înjositoare pentru noi. Astăzi cu fratele Adi am strâns mesele de aici ca să fie o ambianță plăcută și nu îmi pare rău deloc și nici lui fratele Adi nu îi pare rău. De ce? Facem și lucrurile mici, facem și lucrurile mari. Slujim copiii care sunt cu biberonul dacă trebuie în guriță și slujim acelora cu perii albi care au nevoie de încurajare și de mângâiere. Doamne, ajută-ne să nu avem etichete mari, că suntem tare dezamăgiți, dragii mei. Știm de la frați americani și de la români, destui, care au dezamăgit unii milioane și altele mii de oameni. I-au dezamăgit pentru că am așteptat, poate noi, un grad de sfințenie pe care noi nu-l avem, dar am așteptat de la ei că sunt mai cu etichete mari. Dar iată, etichetele se cam ofilesc, etichetele și cam pică jos, dragii mei, dar Domnul nostru Hristos rămâne în veac. Slujirea făcută cu smerenie și credincioșie rămâne înaintea Lui și nu trece. De aceea, cum spuneam, așa cum am văzut de aici de la Petru, el, Domnul, nu-i mulțumit de declarații grandioase și mărețe, ci-i mulțumit de o slujire smerită, dar credincioasă. Doamne, ajută mie, ajută lui fratele Adi, lui fratele Cristi, tuturor fraților și lui Cristi, sârb și grupului de închinare și frații de la Media, absolut toți, Doamne, îți mulțumim că te putem sluji, te slujim cu bucurie, și ajută-ne Tu să slujim cu credincioșie și niciodată să nu te trădăm. În ultimul rând, ultimul punct principal sau idee mai importantă pe care vreau să o subliniez, dar voi mai puteți găsi și altele, însă timpul sigur că ne limitează la acestea pe care le-am enunțat. Ultimul lucru pe care vreau să-l împărtășesc este când iei micul dejun cu Iisus, greșelile nu sunt un tobogan spre iad, ci sunt o catapultă către cer. Când iei micul dejun cu Domnul Iisus Hristos, dar acum nu ne referim că numai micul dejun, aici vorbim spiritual, vorbim când stai de vorbă în ceasul de liniște, de pace, de relaxare, stai de vorbă cu Salvatorul tău, în momentul acela,
greșelile tale, falimentele tale, nu sunt un tobogan care te duce în iad. Ele sunt o catapultă care te aruncă în slujire și slujirea sfârșește în raiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și Duhul Sfânt să ne ajute. Amin. Amin. Dragii mei, în copilăria mea, cred că aveam undeva 7-8 ani când pentru prima oară au instalat municipalitatea un mic parc așa pentru joacă pentru copii și dintre ele era un tobogan foarte înalt și era din tablă galvanizată și destul de abrupt. Sigur, acum sunt slides și sunt din material plastic. Atunci era tobogan, așa îi spunea acolo. Și ce se întâmpla cu ăla? Spre deosebire de astea, care și astea te duce tare jos, dar alea nu prea puteai să pui frână, că era tabla aia, așa se lucea cum mergeau mulți copii pe ea și când ai pornit de acolo, de sus, trebuia să fii sigur că nu-i nimeni în față, pentru că loviai. Se puteau accidenta și chiar au fost copii, s-au accidentat și au căzut, fiindcă mergea cu viteză mare și când ai pornit, erai bun pornit. Mergeai cu viteză până jos, până când se îndulcea panta și ajungeai pe pământ. Dacă stătea cineva în față, nu era bine. Dragii mei, așa e cu descurajarea, așa e cu păcatul în viața celor care l-au trădat pe Mântuitorul. Sunt oameni și noi toți l-am trădat. Dragii mei, eu nu știu voi, poate voi faceți excepție, dar eu mă doare de fiecare dată pentru că l-am trădat de mai multe ori pe Domnul inconștient, nu conștient, nu l-am trădat. Nu l-am trădat când cineva mi-a spus să-mi lapăt credința, slavă Lui, slavă Lui. Unii l-au trădat, eu l-am trădat, nu l-am trădat fiindcă m-a ajutat el, dar prin faptele mele, prin gândurile mele, prin comportarea mea, prin nervii mei câteodată. L-am trădat pe Domnul și de fiecare dată am regretat lucrul acesta. Dar, dragii mei, slăvit să fie El, că greșelile și falimentele mele, nu când stau cu Domnul, când am părtășie cu El, când stau la micul dejun cu El, greșelile mele nu sunt toboganul ăla care odată pornind unde mai poți opri spre iad sau spre faliment sau spre descurajare. Vedeți oameni din lume, când intră în descurajare, mulți termină în suicide sau prin spitale sau iau droguri sau lucruri din astea. De ce? Că n-au dialog cu Hristos, că nu stau cu Fiul lui Dumnezeu la masă. Aleluia! Doamne, ajută-ne să stăm la masă cu Tine și nu e greșeala mea, falimentul meu, nu merge în jos pe toboganul lucios, nu! Mă pune Domnul prin iertare și reabilitare în catapultă și mă azvârle în slujirea Lui. Și îl slujesc așa cum am arătat, cu pasiune, cu smerenie și tu și eu îl slujim și cu credincioșie, adică nu cedăm, ci ne facem lucrarea până la capăt și atunci El se bucură de noi și această slujire în care suntem catapultați sfârșește în împărăția glorioasă a Tatălui Ceresc, în întâlnirea cu Sfinții din Vechiul Testament și din Noul Testament. Slăvit să fie Domnul! În concluzie, dragii mei, eu am arătat deja pe traseu concluziile și aplicațiile și doar le recapitulez acum. Poți lua micul dejun cu Iisus. Dacă nu auzi invitația Lui, invitația Lui răsună. Dar dacă cumva nu auzi, invită-L tu, invită-L pe Domnul, nu ezita. Cheamă-L în viața ta, cheamă-L la masă cu tine, cheamă-L când meditezi, când citești cuvântul, când te rogi, când stai puțin liniștit, când te uiți la o pasăre sau la cerul care capătă culori așa frumoase în asfințit. Cheamă-L să stea lângă tine, cheamă-L să aibă dialog, așteaptă să ai un dialog cu Domnul. Dacă ai dialogul acesta cu El, vei înțelege că El nu așteaptă de la tine declarații pompoase ce vei face, El așteaptă de la tine un duh de slujire, smerenie, așteaptă credincioșie și nu în ultimul rând, atunci când ai greșit, nu paraliza de frică, dragul meu. Satana e hoț și încearcă să te descurajeze prin păcat. Nu ceda, e o minciună, El e tatăl minciunii. Domnul Iisus, când stai la micul dejun cu El și îți pare rău, îți iartă păcatele. Îți iartă păcatele și greșelile și falimentul tău. Nu sunt
alunecarea pe toboganul spre iad, sunt catapulta când stai cu Domnul, sunt catapulta care te împinge cu mare avânt să lucrezi pentru El, în lucrurile mici și în lucrurile mari, cu modestie, cu smerenie și cu bucurie, cu credincioșie. Și astfel, această slujire de felul acesta și acest mod de a trăi în dialog și la micul dejun cu Iisus, acest mod de a trăi și de a fi, sfârșește în împărăția lui Dumnezeu, cea veșnică, cea minunată și binecuvântată. Și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi, pe toți și pe noi, să facem voia Lui. Amin.